Bună! Ia uitați ce am aici. Un colet nou, nouț. Aceasta este firma de la care am primit aceste produse. Urmează să deschid și eu să văd ce este. Sincer, nici eu nu știu ce este. În principiu este vorba despre o surpriză. Produse despre care trebuie să-mi dau o părere. Abia aștept să văd ce este. Oh, trebuie să tai și pungulița. Să vedem și ce avem aici. Ionela Dascăl, brand ambasador. Wow! Mulțumesc frumos! Este curajul de a fi tu. Moonly, te ales pentru ceea ce ești, Ionela. Îți mulțumim că ești ambasadorul nostru. Cu drag, abia aștept să testez produsele. Ia să vedem. Sincer, nici nu știu dacă pronunț bine numele firmei, dar sper să fie ok. Dacă nu, o să mă documentez. Să vedem cum se numește. Base Squat. O bază subțire de ojosemi, destul de plăcută, să zic așa, aș zice când simt textura. Îmi place o chestie foarte mult la această sticluță, faptul că e destul de mare orificiul de introducere al pensulei. Firele sunt lungi, îmi place, sunt destul de adunate, nu sunt multe, adică nu e gros, nu e groasă pensulița, da, zona cu peri. Ok, hai să vedem ce mai desfacem aici, cred că au și număr, ba nu, asta are număr, cred că e o culoare atunci. Ia să vedem, un gri, să-i zicem așa, hai să vedem. Carly UV LED 15 ml. Abia aștept să vedem. Ce ziceți? Ce-o fi aici între această ojă de arată atât de interesantă? Arată ca niște blugi, da? E un material de blug. Bun, hai să vedem pe o unghiuță, că nu mai am răbdare. Să vedem cum arată. Formidabil! Chiar nu mă așteptam la așa ceva. Ce ziceți? Mie îmi place așa de mult că nici nu mă pot concentra să fie clar pe telefon filmulețul. Doamne, eu credeam că sunt, sincer vă zic, niște scame. Dar dacă ar fi scame, s-ar vedea în relief. Dar nu, se așează super bine. Ia uitați, se vede blicul, da? Deci nu e nimica între pătruns, foarte, foarte mărunt, dacă e ceva. Vedeți? Super, super interesant. Stai că asta e sticla. Deci abia aștept să pun chiar realitate pe unghiuță. Deci numărul 570, Carly, de la Moonly. Mamă, ce mișto e! Vai, super tare! Îmi las încă pe unghiuță, vreau să văd cum se vede în filmuleț, că mi se pare așa de wow! Top coat! Da, n-are număr. Nu știu dacă e cu strat de disperse sau fără. Voi afla eu. Iarăși o textură super, super, nu știu cum să mă exprim. Faină, da? Așa ca nardeal. Îmi place mult. Tot de 15 ml, același tip de sticluță și îmi place mult că se vede culoarea aici, da?
De ce? O să vă arăt imediat. Tocmai mi-am făcut un dulap la comandă și tot îmi spuneați voi să vă arăt locul meu unde lucrez. O să vi-l arăt tocmai în acest filmuleț. Many dots. Mamă, mamă. Mamă, mamă, ce e aici? 420 are numărul. Și ce ziceți voi? Hai să facem, hai să facem, hai să facem să se vadă. Mișto, nu? Super, super. Destul de des sclipicelul. Se putea și mai des, sincer. Asta este părerea mea sinceră, sinceră. Adică dacă îl întind pe unghiuță, trebuie să am pensula destul de plină ca să se cunoască. Dar două straturi cu siguranță își face treaba. Dați că n-am claritate nici de cum. Aici? Telefonul meu are o nouă șmecherie și în timp ce îi apare ceva în cale, să zic așa, îmi spune de unde pot să cumpăr acel produs. Ar fi fost tare să-mi și descopere produsul, că îl pot cumpăra de pe Monly. Deci, ce ziceți, fetelor? Mișto și ăsta, super tare. Cel mai tare mă încântă acesta. Stați că încă n-am desfăcut tot, mai este un produs. Deci 570 îmi place cel mai mult, dar îmi place și 420. Însă pentru că sunt foarte surprinsă de acesta, ăsta îmi place cel mai mult. Pentru că nu am mai văzut, sincer, în România la nimeni. Super interesant. La nimeni nu am mai văzut acest tip de produs, așa că îmi place. Și ăsta pare interesant. Lolita, tot 15 ml. Lolita aceasta nu are număr, se pare că probabil că e doar cu numele, nu știu ce să zic. Și hai să vedem. Și ăsta e super tare, chiar super tare și ăsta. Nu știu dacă vă imaginați cum vine pe unghii, dar eu îl văd deja într-un concediu, mi-l imaginez, mai ales pe o mână super bronzy. Mamă, mamă, ce tare e. Da, deci mi-am făcut deja favoritele. Acesta, ups, se vede, nu se vede. Acesta și acesta. Deci astea două îmi plac maxim de mult, maxim. Până în momentul de față vi le recomand din tot sufletul. Și da, Monly, foarte bună treaba. Foarte bine, foarte bine. Sunt niște produse, mai caut pe aici, nu mai e nimic? Nu mai e nimic decât această siglă frumoasă, care îmi place mult. O să așez undeva aici, la mine, în dulap, să se vadă. Îmi place mult ce ați scris și aici, și aici. Sigur o să vă uitați și voi la videoclip, cred că abia îl așteptați. Eu, din toate produsele care mi le-ați trimis, ca să dau un... oarecum îi spuneam un lapsus, să spun ceva despre ele. Îmi plac cel mai mult aceste două produse. Nuanțele Lolita și Curly. Îmi place foarte, foarte mult textura. Faptul că sunt foarte, foarte pigmentate. Și că nu le-am mai văzut la nimeni. Asta e cel mai wow. Asta am mai văzut și din asta nu sunt atât de uimită și mi-ar plăcea să fie mai mult sclipirici chiar și de la mărunt, însă și paietuțe mai mari. Dar astea două mă uimesc mult. Așadar, dragilor, exact așa mi s-a spus de la firmă, căci dacă îmi plac, să vă spun cu adevărat. Dacă nu-mi plac, iarăși să vă spun cu adevărat. Eu v-am spus și v-am zis că îmi place foarte, foarte mult faptul că sunt puse nuanțele aici. Acum am să vă și... ups, deja m-am mânjit, mă șterg acum. Acum am să vă și dovedesc de ce am zis că îmi place asta. Bun, am revenit cu locușorul meu, cam așa arată. Mergem așa rapid peste tot, scaunul meu, scaunul clientei, dulăpiorul, life, nu știu ce, life is good... Da? Și vreau să vă spun despre aceste dulăpioare, da? Mi le-am făcut la comandă chiar de o săptămână și încă abia am pus câteva produse în ele. Ei, problemă! Dacă eu pun o ojă tocmai aici,
Eu dacă nu am o etichetă cu numărul, va trebui mereu să scot toate cele din spate ca să pot să văd ce număr e. Ei, eu trebuie să lucrez suplimentar acum pentru toate produsele ca să îmi scriu această informație. Însă cu produsele de la Monli, sper că pronunț bine, am rezolvat deja această problemă. Fiind culoarea pusă în capac, eu voi vedea ce culoare caut. Mulțumesc, Monli, pentru aceste produse. Abia aștept să le și testez. În continuarea videoclipului o să pun și momentul în care le testez. Și da! Pup!